Pasă dată de Mitrea la adversar, la mijlocașul japonez, și aici nu mai e nimic. Fanianul rămâne jos, gafa lui Mitrea. Paraschiv. Paraschiv deschide scorul în minutul 50. Dar cât de bine și de repede a putut să reacționeze Sotamino, care s-a trezit pur și simplu cu o minge făcută cadou de Mitrea, a pasat din prima la Paraschiv și Hermannstadt deschide scorul. Echipa lui Măldărășanu are 1-0 în fața Craiovei. Echipa lui Măldărășanu are 1-0 și în fața Craiovei. Golul e perfect, regulamentar. Ne dăm seama din această reluare. E bine, această echipă sibiană, atunci când s-a marcat, de fiecare dată a fost echipa care a deschis scorul în toate meciurile jucate în acest campionat, când s-a marcat, pentru că a fost un 0-0 la farul la Constanța cu Voluntari. Și atenție, Hermannstadt nu a fost condusă niciodată. Ba mai mult, a condus în două rânduri pe FCSB în etapa trecută și a fost egalată în prelungiri. Putea fi și mai bine pentru echipa sibiană, dar mai are de tras